Tată, spune-mi, te rog, cum se face că unii oameni sunt buni și alții sunt răi? De ce nu-s toți la fel? E, băiatul meu, vezi tu, toți oamenii sunt fiii lui Dumnezeu. Și așa cum Dumnezeu ne iubește pe toți, la fel și noi trebuie să ne iubim unii pe alții, fiindcă dragostea Domnului este ca lumina soarelui. Nu ne luminează și ne încălzește soarele pe noi toți, buni și răi la oaltă, nu? Sufletele noastre ar trebui să fie pline de bunătate și iubire. Dar, vezi tu, păcatele fiecăruia sunt asemenea norilor care nu lasă razele binefăcătoare ale soarelui să treacă. Păcatele sunt norii ce ne întunecă sufletul. Cu cât ai mai multe păcate, cu atât sufletul tău este mai întunecat și lumina dragostei lui Dumnezeu nu-ți poate pătrunde în inimă. Sufletul omului este bucățica de cer pe care fiecare o poartă în el. Pe acest cer trebuie să strălucească soarele iubirii, Dumnezeu. Fiul meu, să te ferești de păcate, căci acestea se adună, ți întunecă viața și te fac rău și egoist. Cel care își păstrează însă sufletul curat, se bucură mereu de dragostea Domnului, de liniște și fericire.